Turiștii români ar putea invada Turcia fără prea multe bătăi de cap la vară. Turcia iese din lockdown pe 17 mai și a în calcul să permită românilor să intre în țară fără test PCR de iunie. Poate chiar mai devreme, spun reprezentanții agențiilor de turism, în condițiile în care toți angajații din industrie ar urma să fie vaccinați până la finalul lunii. Doar în Antalya sunt așteptați peste o jumătate de milion de turiști români. Planul turcilor este să aibă în 2021 jumătate din numărul turiștilor din 2019, anul dinainte de pandemie. Parlamentul francez a adoptat, din a doua încercare, o carte verde de sănătate pe care posesorii o pot folosi ca să aibă acces la evenimente sportive, festivaluri și în locuri aglomerate, cum ar fi parcurile tematice. Va fi folosit începând din 9 iunie și îl vor primi cei care sunt vaccinați, au anticorp sau au test PCR negativ. Ceva similar pregătesc și italienii, în timp ce Marea Britanie va lansa varianta pentru mobil a pașaportului de vaccinare, e pentru cei care au fost imunizați și vor să călătorească în străinătate.